și azi întinde-ți brațul la cel ce-a dat lumină orbilor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a pus, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din Calvar, a vindecat leproșii, chiar și demonizații, el a adus salvarea tuturor. Să ne unim cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din Calvar. Nu te îndoi, ci crede că Domnul se îndură, prin sângele cel sfânt ai fost spălat. Adu-ți aminte astăzi ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a pus, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din Calvar. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a pus, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din Calvar. E putere în jertfa din Calvar, slăvit să fie Domnul! Prin jertfa Lui noi suntem mântuiți. Prin El noi suntem în locul acesta. Toată slava, toată cinstea sunt Dumnezeu Tată, Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Aș vrea să vă invit în această dimineață la Cuvântul Dumnezeu, așa cum găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 9 la 14, inclusiv pagina Biblie 1013, traducea Cornilescu. Repet din nou, Luca, capitolul 18, versetul 9 în jos. După citirea cuvântului, pe fratele Nelu Țiclea, care a venit în România, ne rugăm ca Domnul să toarne harul Său peste noi și prezența Duhului Sfânt peste orice inimă din locul acesta la închinare. Amin. Pilda vameșului și a fariseului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și desprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioare din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice înspre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o continue pe hănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Plecăm capetele și fratele, ne rugăm Domnului ca Domnul să toarne harul Său peste biserica Domnului și pe Sfântul Evanghelie în această zi. Amin. Amin. Tatăl nostru din ceruri, suntem cu toții înaintea Ta în dimineața zilei de azi. Și vrem să fim recunoscători pentru că aici ne-ai îngăduit ca să stăm în prezența Ta așa da, cum suntem. Nu am vrea niciodată să ne dăm drept alții înaintea Ta și am vrea ca să venim smeriți cu inimile supuse înaintea Sfințeniei Tale, să recunoaștem că suntem păcătoși.
păcătoși și avem nevoie de iertare. Da, Doamne. Să recunoaștem că ceea ce suntem, suntem prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și îți mulțumim că ți-ai arătat dragostea față de noi și în dimineața zilei de azi. Îți mulțumim pentru sănătatea care ne-ai dat-o sufletului nostru și trupului nostru. Îți mulțumim pentru îndemnurile sfinte pe care le-am primit la ora de rugăciune. Îți mulțumim că ți-ai ascultat cererile noastre și rugăciunile noastre pentru toate cauzele care au fost aduse înaintea Ta. Cu credință le-am adus, Doamne, și credem că Tu ești acel care le-ai binecuvântat și la vremea potrivită Tu răspunzi fiecăruia după voia Ta. Și am vrea ca să specificăm lucrul acesta. Doamne, facă-se voia Ta în toate lucrurile. De data aceasta stăm înaintea cuvântului Tău. S-a citit cuvântul Tău înaintea noastră, în auzul urechilor noastre. Dorim din toată inima ca să ne deschizi mintea, să putem să înțelegem cuvântul Tău, să deschizi inima, să o pregătești ca un pământ bun, acest cuvânt al Tău care este duș și viață să poată să pătrundă în inima noastră, să facă transformarea vieții noastre cu adevărat, să mergem dinaintea Ta plin de putere, plin de nădejde și plin de credință. Doamne, ne rugăm pentru cei pe care Tu i-ai pregătit în ziua de azi ca să împartă hrana Ta. Te rog să-i binecuvintezi. Lasă Duhul Tău cel Sfânt un Duh proaspăt. Lasă înțelepciune pentru cei care vor vesti cuvântul Tău, Doamne, și vor împărți cuvântul Tău poporului Tău. Te rog din toată inima, sfințește Tu poporul Tău și fă ca el să stea ca un singur om înaintea Ta, așa cum odinioară ai chemat poporul la slujire, ai chemat poporul la închinare. Doamne, am vrea și noi ca odinioară, norul care a coborât peste cortul de întâlnire, să coboare și peste noi în dimineața aceasta. Preoții n-au mai putut să facă slujbă în cort, dar lasă Duhul Tău cel Sfânt ca să pătrundă în fiecare inimă, să cerceteze fiecare inimă, să ne facă să înțelegem că avem nevoie de Tine și îți mulțumim că și Tu vei lucra. Pentru aceea îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru toate. Amin. Luați loc, vă rog, haideți să cântăm Domnul cu bucurie, în toată laudă Domnului, pentru gloria Domnului, amin, cu toții, amin. Peste munte, iuriuce, curge, înviorare, rebase curgând, prin băia dânsii, întinse câmpie, râul străbate, viața aruncând. E râul divin care suflete mișcă, e râul divin care curge sub ore, vedește tarea de la Rusalui, rebase-o acum, vin peste noi. E râul divin care suflete mișcă, e râul divin care curge sub ore, rebasă-o acum din plin peste noi. Curgerea Lui e venită din cerul și poate lua generații la rând. Cei ce străbat ale râului marul se adapă din el și-a voi cu se strigând. E râul divin care suflete mișcă, e râul divin care curge și voi. Redește darea de la Rusalii, rebasă-o acum din plin peste noi. E râul divin care suflete mișcă, e râul divin care curge sub voi. Redește darea de la Rusalii, rebasă-o acum din plin peste noi. Cu toții spre munte ne place să mergem, biserica-ntreagă încrezire așteptând. În apă intrăm la început până la glese și apoi spre larg ne-avântăm în odân.
Măriți să fie Domnul! Domnul să binecuvânteze toți stații din această dimineață în locul acesta. Domnul să le dea înțelepciune ca să fie oameni al lui Dumnezeu în casa Domnului și în familiile lor. Și așa cum spunea și frate Petrica din Iaor, probabil că săptămâna aceasta se va da un edict sau o lege de la Curtea Supremă. Ne rugăm ca orice ar veni, noi ca oameni Dumnezeu să mână în picioare nouă mea răuat. Chiar dacă vă veni și vă spune altfel decât spune Dumnezeu, dorim să rugăm pentru ca Domnul să rămâneze mintea, să le dea înțelepciune și în toate Duhul Dumnezeu să rugheze chiar și acolo unde va trebui în acest sens. De asemenea, rog ca Domnul să vede întreaga biserică cu ascultarea cuvântului Domnului, pentru că suntem aici să binecuvântăm pe Domnul prin ascultarea noastră, prin cântarea noastră și în toate Domnul să fie înălțat. În acest sens, doresc să rog pampare cu o cântare cinstea Domnului, urmată de o poezie, sora Elisabeta Hogaș, cu o poezie, numai lor corul. Domnul să-i binecuvânteze. În acestor puncte, fratele Beni Stocaciu cu un mesaj pentru noi. Domnul să-i binecuvânteze învățarea Evangheliei în această dimineață. Amin.
cea bună. Dacă Domnul e în tine, ca într-o floare un parfum, n-ai să faci cu greu un bine când un om te așteaptă în drum. Durul îți va da putere să te înalți ca și un crin. Stând cu Domnul în veghere, vei aduce rod de plin. Vânturi mari de ori să bată împotriva ta mereu. Tu, prin dragoste curată, vei sluji lui Dumnezeu. Ucenic vei fi în toate, de la Domnul învățând. Prin iubire și dreptate vei trăi smerit și blând. Căutând să nu-ți placă ție, ci dar Tatălui de sus, vei lucra cu bucurie în ogorul lui Iisus. Ești chemat la biruință, luptându-te lupta cea bună, trăind numai prin credință, vei primi într-o zi cunună. Amin. Amin. Să fie numele Domnului. Aș vrea să spun că timpul de rugăciune s-a terminat și totuși vom vorbi despre rugăciune. Sper să nu fie plictisitor, dar nu e prea mult, fiindcă este nevoie să știm cum să ne rugăm. Noi am zice că toată lumea știe să se roage, sigur că toată lumea știe, dar să nu facem greșeli, așa cum a făcut fariseul din pilda care am citit-o,
Pentru că vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate de Dumnezeu. E lucru mare ca rugăciunea cuiva să fie ascultată de Dumnezeu. Ieri m-a sunat un frate și zice, Beni, roagă-te pentru mine, avea ceva problemă. Și zic, da, mâine e Father's Day, oare este vreo legătură între Father's Day și rugăciune? O, zice, da, este o rugăciune, ce legătură? Păi zice, Father, tata trebuie să dirigeze rugăciunea în casa lui, să pună copiii la rugăciune, să pună familia la rugăciune, nepoții la rugăciune, el e preot în casă. Și aș dori ca Domnul să ne ajute de Father's Day să facem lucrul acesta în casele noastre. Domnul să ne binecuvinteze ca să putem să fim oameni ai rugăciunii și să ne putem închina Domnului. Sigur că rugăciunea nu e la modă. Oamenii încearcă să-și rezolve problemele tot felul și uită că cel mai ușor, mai ieftin, mai la îndemână e rugăciunea. Dar nu mai este la modă. E la modă relații, să ai relații. Ba dimineața la radio, nu, auzi horoscopul, să spună ce o să mai faci și să-l ascult și oamenii să stăduie să ascultă. Însă cel mai bun lucru, după cuvântul Domnului, după experiența părinților noștri, care mi-aduc de aminte când veneau de la lucru, oameni în vârstă, acum ați trecut la Domnul, nu pot să uit. Mă, intrau în casă, puneau geanta jos și se plecau pe genunți. Și acum ții minte, nu mai practicăm lucrul ăsta. Și îmi rămâne așa în minte, frații noștri în vârstă, cât de mult iubeau rugăciunea și ce legătură avea cu Domnul. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare, să ne ajute ca în dimineața aceasta, cuvântul Domnului care s-a citit și care la timpul de evanghelizare, un pasaj care de obicei se citește la rugăciune, să ne ajute pe fiecare. Sigur că în pilda aceasta care Domnul Iisus Hristos o spus-o ucenicilor, o luat două extreme, pe farisei, care erau cei mai evlavioși oameni din vremea Domnului Iisus Hristos, care căutau să respecte legea lui Moise punct cu punct, care căutau să nu se abată, să dea ezecială, să din orice lucru, să erau, cineva știe ce spunea, zice, erau pocăiți din pe vremea noastră. Nu vreau să supăr pe nimeni, sunt fel de fel de pocăiți. Farisei din pe vremea Domnului Iisus. Și noi ne ținem de cuvântul Domnului foarte bine. Două extreme, fariseii, oameni neprihăniți când te uiți la ei, și un vameș, în definiție păcătos, un vameș, extrema cealaltă, mai jos nu, cred că nici nu găsa un om mai jos, un păcătos mai mare, nu? Să-l aducă în pilda aceasta, decât pe vameș, unul care e la vamă și dacă nu vrea, îi bagă alții în buzunar. E un lucru mare, un păcătos foarte mare și un om foarte neprihănit. Și ne-a pus aici în față felul lor de rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, vrea să ne învețe în dimineața aceasta ce greșeli au făcut fariseu, că nu i-a fost ascultată rugăciunea. Pentru că spune cuvântul Domnului, chiar Domnul Iisus Hristos, că neprihănirea voastră, dacă nu o întrece pe a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu intrăm în împărția lui Dumnezeu. De trebuie să fii mai sus ca ei. Și cam greu dacă te uiți cu persoane de două ori pe săptămână. Nu e chiar la îndemâna oricui lucrul acesta. Dădeau zecioală, erau foarte atenți în tot ceea ce fac. Și noi trebuie să fim mai sus decât ei. Doamne, ajută-ne să fim mai sus. Doamne, ajută-ne să învățăm din cuvântul care s-a citit. Și primul lucru care aș vrea să-l observăm în dimineața aceasta, din pilda aceasta, este că este foarte important ce părere ai tu despre tine înaintea lui Dumnezeu când te rogi. Nu știu dacă te gândi la asta. Ce părere ai tu despre tine? Cât ești tu de mândru înaintea lui Dumnezeu. Uitați cum s-a rugat omul ăsta. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nu sunt ca ceilalți oameni. Ce părere ai? Ai o părere prea înaltă despre tine? Doamne, ajută-ne să nu avem o părere prea înaltă despre noi. Să avem păreri cumpătate. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în privința asta. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Să nu avem o părere mai înaltă decât se cuvine despre noi. Și aș vrea să luăm exemplu pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune cuvântul Domnului căci el a spus așa, că eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să moară, pentru să mântuiască lumea aceasta.
din păcat, dintre care cel mai mare păcătos sunt eu. El s-a scos pe el în relief, ca fiind, s-a pus în capul listei, ca fiind cel mai mare păcătos. Uitați ce părere avea omul acesta despre el. Și dacă mergi mai departe și te uiți în Corinteni, unde spune el și vorbește despre Domnul Iisus Hristos, căci el a murit, a înviat, s-a arătat lui Chifa, s-a arătat la cei 12 apostoli, zice, și în urmă mi s-a arătat și mie ca unei lepădături. Că dacă ți-ar spune ceva lepădătură, l-ai dat în judecată. Asta era părerea lui despre el. Asta era părerea apostolului Pavel despre el. Este foarte important când mergem înaintea lui Dumnezeu, ce părere ai tu despre tine? Fariseu, ce părere avea? Doamne, eu nu sunt ca ceilalți. Ca ceilalți. Și nici măcar ca vamersul acesta. Asta era părerea lui. Mi-aduc aminte că eram în țară, tare eram happy, că nu sunt ca și ceilalți, ca și ortodoxii. Mi se părea tare complicat să aprinzi lumânări, să faci pomeni, să... complicat, să pun moaște, nici nu pe înțelegeam. Când eram copii, mă tăfericeam, ziceam, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Asta e tendința omului, să se fericească că nu-i ca ceilalți. Dar e important înaintea lui Dumnezeu, cu ce atitudine vii, care este părerea ta despre tine, ce părere ai tu despre persoana ta. Dacă e o persoană, ai o părere înaltă, dacă ești tare mândru, Domnul spune că El stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și Domnul să aibă milă de noi. Deci, în primul rând, asta au greșit. Avea o părere greșită despre El. Să ne vedem la locul nostru. Să nu avem păreri prea înalte despre noi. Sunt oameni care au păreri foarte înalte despre ei. Sunt care au prea mici, o părere prea josă despre El. Nu? Zice, nici nu mă duc, nu are rost să mă duc la adunare, sunt pe modest, nu-s bun la nimic, nici măcar la ușă, nu, nici curățenie, nu faci. Oameni care se văd pe jos. Însă Dumnezeu la fiecare i-a dat ceva. Mi-aduc aminte de Gedeon. El se vedea pe jos. O zis, Doamne, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Așa au spus. Eu sunt cel mai însemnat. Domnul e cu tine, viteazule. El se vedea mic. Dar dacă Domnul e cu tine, atunci poți să faci multe. Domnul să ne dea putere, să ne vedem, să avem păreri cumpătate despre noi și atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, să nu ne ținem prea sus, să nu fim prea mândri. Ăsta e un primul lucru care l-a greșit și vrem să vedem ce a greșit fariseul. Că rugăciunea lui nu a fost ascultată înaintea lui Dumnezeu și vrem ca să-i depășim, ca să-i intrăm în părăția cerurilor. Uitați ce spune cuvântul Domnului mai departe despre fariseu. Spune cuvântul Domnului că el se compara. Se compara. Și au zis, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți și nici măcar ca și vamășul acesta. Vedeți cum e firea pământească. Totdeauna când noi, așa suntem oameni, căutăm unul cu care să ne comparăm mai rău ca noi. Pe dacă mă compar cu unul mai rău ca mine, sigur că e o stare bun. Mă compar cu unul care a ieșit acum din pușcărie. Ce bun e Beni. Dar nu el e etalonul cu care trebuie să te compari. Etalonul este Domnul Iisus Hristos, etalonul nostru este Sfânta Scriptură. Cu cine te compari? Asta e tendința noastră, să ne comparăm. Fariseul, omul și s-a rugat, Doamne, ai milă de mine, ar trebui să mă asculți. Eu dau zecioală, eu sunt un om după voia ta, eu postez de două ori pe săptămână. Ai milă de mine, Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Uite, nu-s ca el, nu-s ca el. Nu-s ca vameșul ăsta așa, chiar așa păcătos. Nu-s ca tea, fratele, nu ți s-a întâmplat, poate vin la adunare. Poate vii și stai pe bancă și te uiți în jur și, oh, fratele ăsta știu, nu-s chiar ca el, știu ce-a făcut, nu-s chiar ca el. Te uiți mai în față, nici cam ca fratele. Și până la urmă te compari cu tățul, te compari și cu păstorul și tățul îți mai răca tine. Asta e firea pământească. Ne comparăm, înaintea lui Dumnezeu nu putem să mergem, că pe Dumnezeu nu-L putem să-L ducem în eroare, să ne comparăm. Doamne, ai milă de mine, că eu nu-s chiar ca vecinul meu de rău. Păi nu ești ca vecinul, dar nu ești după cuvântul Domnului. De la comparat, oamenii tare mult au pierdut. Și uitați-vă în Sfânta Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu despre David și despre Saul. Să vedeți să ajunge comparația asta, cum ajung oamenii. Să zice cuvântul Domnului că atunci când l-a învins pe Goliat, David, când l-a bătut, când a venit acasă, toată țara s-a ridicat în picioare și au cântat și au aplaudat. Și femeile cântau, Saul l-a bătut miile lui și David zecile lui de mii. Ce diferență, ce comparație, comparație de zeci de mii. Și știți ce spune cuvântul Domnului? S-a supărat Saul. O prins așa o ură pe David pentru totdeauna. De aici a plecat ura lui și disprețul pentru David. De la comparația asta, Doamne ajută-ne ca să nu ne comparăm,
Să nu ne comparăm unul cu altul. Noi avem tendința asta, ne comparăm și cu mașina, și cu casa. Așa e firea pământească, măcar că n-are niciun rost. Știi, zice, să învechesc, stăteți de șertăciune, să duc și ele odată cu noi, sau mai repede sau mai târziu, n-au nicio valoare. Dar așa e omul, și apoi de la cele materiale trecem și la cele spirituale. Doamne, ai milă de noi, de fiecare, ca în rugăciunile noastre, nici să nu ne treacă pe-n cap, să ne rugăm ca și fariseul, să ne comparăm. Doamne, ai milă de mine, rezolvă-mi problema, că eu nu sunt ca fratele, că eu nu sunt ca și dirijorul, nu, nu, să nu facem lucrul acesta. Asta a fost o greșeală a fariseului. Spune cuvântul Domnului o altă greșeală care făcea fariseul aici, citim în pasaj. El se lăuda cu faptele lui, el își face inventarul, să-ți faci inventarul înaintea lui Dumnezeu, să-ți faci autoevaluare, te autoevaluezi, să vezi cine ești tu. Doamne, ar trebui să mă asculți, te rogi Domnului, eu dau și o zecială. Doamne, mă duc de 3 ori pe săptămână la biserică. Doamne, am făcut și bine, am vizitat și un bolnav. Acum, nu-i destul? Mai zic și câte o rugăciune, mai zic un Tatăl nostru, nu-i destul? Nu pot să-mi rezolv problema? Nu pot să merg înaintea Domnului. Sau poți să mergi, dar nu te ascultă. Așa spune cuvântul Domnului. El s-a lăudat cu faptele lui bune. Cu faptele lui bune o mers înaintea Domnului. Nu că nu le-a avut, nu spune cuvântul Domnului că nu a avut nicio faptă bună. Nu spune cuvântul Domnului asta. Numai spune că s-a lăudat cu ele înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că Domnul nu l-a ascultat. Zice că faptele noastre bune cum îs, spune profetul Isaia. Ca o haină murdară înaintea lui. Auzi? Și dacă ai făcut numai ce erai dator. Și apoi mai spune un cuvânt, zice că ce ai să nu fi primit? 1 Corinteni 4:7, mi se pare. Ce ai primit, să nu, ce lucru ai tu să nu-l fi primit? Toate le-am primit de la Domnul. Și atunci, care e situația? Că ne lăudăm înaintea Domnului cu realizările noastre și zic, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, că eu sunt așa, eu sunt așa, eu fac zecială, eu... Nu ascultă Domnul astfel de rugăciune. De aceea, cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne învață să nu fim ca și fariseul care avea o părere pe înaltă despre el, care se compara cu cei de lângă el, care se autoevalua, se uita la el, să vadă cât el de bun și ce fapte deosebite, ci mai degrabă, măcar că va meșera un păcătos, dar a avut câteva lucruri bune în rugăciunea lui, niște lucruri extraordinare și doresc ca Domnul să ne ajute pe fiecare din noi, să luăm seama, pentru că ne rugăm. Prin harul Domnului, biserica noastră se roagă foarte mult. Poate ați fost și noi astăzi la frați americani, ați mai fost la alte biserici. Am avut ocazia să mă duc la biserică, nu a fost nicio rugăciune în toată slujba, nicio rugăciune. A fost numai cântare și predică. Am zis, dar am întrebat cu cine a fost. Dar voi nu vă rugați aici, că care e treaba? Păi nu, zice, dacă vrei să te rogi, vii miercuri sau vii joia. Păi casa tatălui meu va fi o casă de rugăciune. Nu trebuie neglijată. În primul rând, trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Nu-i dai ocazia, vine omul la casa Domnului. Nu-i dai ocazia să se închine lui Dumnezeu. Nu-i dai ocazia să spună năcazul. Nu-i dai ocazia să mulțumească lui Dumnezeu. Nu. Pentru că rugăciunea parcă mai jenantă, parcă unul plânge, unul îi deranjează. Și ca să lumea să vină la biserică, o dăm deoparte, să fie o predică bună, să fie cântare cât de frumoasă, cât de zgomotoasă, cât de ritmică. Și neglijăm rugăciunea. Doamne, ai milă de noi, să fim oameni în rugăciune. Așa cum a spus în altă dată, statisticile spun că oamenii tot mai puțin se roagă, tot mai puțin se roagă. Mai deoparte dau rugăciunea. Să fim oameni în rugăciune. Sigur că nu a făcut o rugăciune prea lungă, omul acesta, Vameșu. Nu a făcut o rugăciune prea lungă. Nu m-au zis, sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Uitați-vă ce atitudine. Și ce înseamnă asta? Să nu ridici ochii spre cer. Ăsta stătea cu mâinile, așa se rugau fariseul, cu mâinile ridicate. El nici ochii, asta înseamnă smerenie. Smerenie. Doamne, dă-ne smerenie. E nevoie să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc că mândria nu trebuie să o învețe omul. Asta e din firea pământească. Omul e mândru și dacă nu o învăța la școală. Dar ați auzit undeva să fie școală de smerenie? Sau ceva cursuri la un seminar de smerenie, eu n-am auzit. Dar de unde se învață asta? Se învață de la Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos, știți ce-a spus? Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. El învață smerenia.
El învață smerenia. El e singurul care învață toți oamenii, toate vedetele în lumea aceasta, cât de mândri, cât să iasă în evidență. Dar Domnul Iisus Hristos ne învață smerenia și Dumnezeu, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, toți oamenii mari care i-au folosit, i-au trecut prin școala smereniei. Să luăm de la Moise, care după ce a avut toată școala Egiptului, care era în putere la 40 de ani, care știa de toate și nu l-a trimis să scoată poporul. L-a trimis unde? Să pască oile, nici oile nu erau a lui, era a lui socru său. Dați-vă seama, smerenie, stă acolo 40 de ani. Și când termină, era cel mai bun om de pe fața pământului. Gândiți-vă la David, l-a uns împărat, dar l-a pus împărat imediat. Nu, a trecut prin școala smereniei, tot pe la oi, tot fugar, tot într-o parte și în alta. Asta e școala smereniei. Dar gândiți-vă la apostolul Pavel, după ce-i convertit, numai după 14 ani își începe lucrarea. După 14 ani. Ce-a făcut el atâta vreme? S-a fost smerit acolo. El, un om cu atâta școală. Și-a pe nici Domnul Iisus Hristos, să știți, n-a fost scutit de școala smereniei. Și el, Dumnezeu, a trecut prin smerenie și el a fost smerit. De aceea trebuie să învățăm la de la ele și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi să mergem înaintea lui Dumnezeu smeriți, nu aroganți, nu să ne prezentăm noi faptele noastre deosebite, nu să ne comparăm, că găsim pe unul, pe frate mai slab ca noi și zicem, bă, Doamne, îți mulțumesc că nu-s chiar ca fratele ăsta. Nu fac eu chiar ce așa minunat cum face el, nu. Să fim oameni smeriți înaintea lui Dumnezeu, nici ochii nu îndrăznea să zice. Și zici, măi, era un om păcătos, și era păcătos, că era vameș. Prin meseria lui însăși era un om păcătos și totuși spune cuvântul Domnului că Domnul i-a ascultat, chiar dacă era așa de păcătos. Al doilea lucru care aș vrea să învățăm de la rugăciunea lui, zice că se bătea în piept. Auziți ce făcea? Se bătea în piept omul acesta. Cum te rogi înaintea lui Dumnezeu? Ce poți ruga așa? Doamne, ai milă de mine, uite, am greșit cu tare și cu tare lucru, iartă-mă, dacă vrei te rog să mă ierți, elegant. Dar dacă te doare, dacă suferi pentru păcatul tău, dacă plângi pentru păcatul, pentru cauza ta înaintea Domnului, e cu totul altceva. Nu ești indiferent, dar dacă vrei mă ierți, dacă vrei nu mă ierți, Doamne, tu faci ce vrei. Nu. Gândiți-vă la Ana, cum merge? Ana zice că era cu sufletul amărât, și plângea, așa se ruga lui Dumnezeu. Așa se ruga. David, care avea atâtea necazuri, la fel, cu sufletul mâhnit. Suferi? Oare sufer vreodată în rugăciunile mele? Mă duc cu inima mâhnită înaintea Domnului. Cum mă rog? Plâng înaintea Domnului. Mă sfarm, îmi pare rău pentru păcatul meu. Așa spune, să bătea cu pumnul. Îi părea rău ce-a făcut. Îi părea rău de viața lui trecută și de felul în care a trăit. Oare ne pare rău în rugăciunile noastre? Regretăm trecutul nostru? Sau ne rugăm așa, ușor, nu transpirăm, nu plângem, nu ne doare? Doamne, ai milă de noi, să învățăm din pilda ta, care tu ne-ai dat-o. Pentru că omul acesta, nu a fost o rugăciune lungă, a fost o rugăciune destul de scurtă, nu? Scurtă rugăciune au făcut. Fără niciun merit nu a venit înaintea Domnului. Dar el zicea, că era smerit, nici ochii nu își ridica spre cer, se bătea cu pumnul în piept și mai zicea un lucru, Doamne, ai milă de mine. Și ce mai făcea? Era sincer. Era sincer înaintea lui Dumnezeu. Cum mă duc eu înaintea lui Dumnezeu? Sunt sincer? El recunoștea, asta semna sincer, el recunoștea că el e un păcătos. Recunoști că ești un păcătos? Îți recunosc? Zice, oamenii mei, zice, n-a spart casa nimănui. N-am dat capul la nimeni, dar ce așa minuni mare am făcut să mă pocăiesc? La ce să mă mai pocăiesc eu? De ce eu chiar așa prăpădit să mă pocăiesc? Avem nevoie de pocăință, așa ziceau oamenii în țară, de ce să mă pocăiesc? Trebuie să te pocăiești. Fiecare, niciun om nu este fără de păcat, dar oare recunoaște? Omul ăsta s-a recunoscut, sunt un păcătos. Recunosc înaintea lui Dumnezeu că sunt un păcătos. Sau zic, îți mai bun ca celălalt. Sau zic, Doamne, eu... Doar n-am făcut nici o minune mare, n-am făcut nici o așa nenorociri mare. Nu. Trebuie să ne vedem că fiecare suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc un cuvânt din Psalmul 51. Să vedeți, omul lui Dumnezeu David, el este omul care se recunoaște. Zice, căci îmi cunosc bine fără de legile. Auziți cum se roagă el?
Oare ne rugăm noi și noi așa, Doamne, ai milă de mine, îmi cunosc bine greșelile. Știți câte facem, nici nu măcar nu le știm pe toate. Dacă te pui pe genunchi și te gândești săptămâna asta câte greșeli ai făcut, n-ai de unde să știi. Nici măcar nu le ține minte câte am greșit. Dar pe să mergi înaintea Domnului și să, nici să nu-ți ceri iertare pentru ele. Zice, îmi cunosc bine fără de legile. David știa bine ce-o greșit. Și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Și împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău împotriva ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta. Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu este drept în hotărârea Lui. Dacă ne mai și pedepsește, dacă mai folosește și nu iaua din când în când. De aceea zic, Doamne, ai milă de fiecare din noi. Ca atunci, în rugăciunea noastră, când ne plecăm pe genunchi, să nu ne rugăm ca și fariseul. Să nu avem o atitudine arogantă. Mai degrabă să fim ca omul acesta care s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta care l-a durut păcatul lui, care i-a părut rău că a greșit, care s-a văieta, s-a bătea cu pumnul în piept și mai mult, să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Doamne, asta am făcut. Doamne, asta am greșit, recunosc. E putea să aibă circunstanțe atenuate, nu așa cum facem noi. Asta din meseria, Doamne. Eu sunt la vamă. Ce aștepți? Acolo așa e la vamă, așa au fost atunci, așa și astăzi. Nu? Nu s-a schimbat parcă nimica. Vameș, uită vameș. Asta mi-e specificul meseriei, nu? Nu căutați scuze. Doamne, trebuie să mă înțelegi, nu? O recunoscut vina lui și sincer, zic, Doamne, sunt un păcătos, am greșit. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi ca să putem să facem voia Lui, că este foarte important să știm cum să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vedem că un om evlavios, un om, un fariseu, un om care știa legea, un om care mergea regulat la templu, nu i-a ascultat rugăciunea. Și lucru mare să-ți fie ascultat rugăciunea în ziua necazului. E lucru mare ca Dumnezeul slavei, El care are puterea, El care poate să facă orice lucru, să te asculte. Nu te ascultă oricine, nu te ascultă președintele, nici primarul, măcar că dacă faci o cerere la primărie, o faci frumos, cu atenție, cu dedicație, cu așa mai departe, dar înaintea lui Dumnezeu. Cum mergem înaintea lui Dumnezeu? Și Domnul să ne ajute pe fiecare ca să învățăm în dimineața aceasta, din pilda aceasta, să le punem la inima noastră și ca astfel să putem, ca neprihănirea noastră, să o întreacă pe fariseele. Numele Domnului să fie lăudat. Amin. Amin. Măriți să fie Domnul! Vă venit în picioare fața Domnului această dimineață. Veniți să credeți Domnul cu bucurie în timp ce face și colecta bisericii. Vom avea două colecte în această dimineață. Prima este pentru biserică. Să credeți Domnul cu bucurie în acest timp. Go
Și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Viața totdeauna un palat, dar o trăim căci merită trăită, căci peste lumea asta mărginită. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, dar o trăim căci merită trăită, peste lumea asta mărginită. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Nu, nu suntem neance fericire, supremul adevăr s-a revelat. Iisus e noi lumină și există Dumnezeu, există cu adevărat. Și faptul că și în textul această dimineață a fost un om, un vameș care a știut că este Dumnezeu și s-a rugat, a spus: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dacă ești în această dimineață în locul acesta și nu te-ai păcat cu Dumnezeu, poți să o faci acum și astăzi în locul acesta. Nu pleca de aici nemântuit. Împacă-te cu Dumnezeu cât mai ai vreme. Ziua de mâine nu este a ta, nici a mea, cea lui Dumnezeu. Luni seara, înainte să mă duc la rugăciune, m-am uitat la preveghi. Au fost foarte mulți la mormântare în Chicago, la cel tânăr, 52 de ani de zile. Un om care a trecut strada să își ia ceva de mașină, a uitat o cheie sau vine înapoi și când a trecut, a avut o mașină. A fost din jos de fanfară, am văzut pe foarte mulți muzică. A fost un om talentat. Îl cunosc foarte bine de mai mult de 30 de ani și am stat lângă el când omul acesta, dacă cânta o cântare, pe loc ți-o punea pe note, ți-o scria pe note pe loc. Și eu sunt bun la muzică, dar nu ca omul acesta. A avut asta un dar deosebit. Îți auzea cântarea și ți-o punea pe note pe loc și după aia îți făcea pe toate instrumente de la fanfară. Am învățat sute de tineri să cânte pentru Dumnezeu și vreau să spun lucrul că ce e important este să rămâne lângă Dumnezeu. Nu s-o gândim nici abembea că în sâmbătă aceea va merge la Domnul. 52 de ani. Nu știi când Domnul te va chema acasă. Dar una spun, fii gata. Fie că te cheamă, fie că va veni Domnul. Că atunci va veni să spună Domnul, vină, intră, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Nu amâna ziua aceasta. Este ziua împăcării cu Dumnezeu. Amin. Urmează fanfara cu ocazarea cinstea Domnului, urmată de cor, numărul fratele Lucru, Boba cu un mesaj pentru noi. Domnul să-i binecuvânteze. Amin.
Să fie slăvit numele Domnului. Domnul a fost bun cu noi în această dimineață și m-am gândit cât de mari sunt făgăduințele Domnului, cât de minunate sunt promisiunile Lui. Încă din primele cuvinte, la timpul de rugăciune în locul acesta, Domnul ne-a amintit acea mare promisiune când a trimis pe ucenicii Săi, când s-a uitat peste ei și le-a spus, duceți-vă în toată lumea. Și a făcut acea binecuvântată promisiune și fratele Valer a citat aceste cuvinte, Matei 28:20, care spun și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Ce mare făgăduință, frați și surori, să știm că în locul acesta, în cele mai mari metropole, unde e multă alergare și multă grabă, până la cele mai îndepărtate și liniștite ostroave, unde viața decurge liniștit, în liniște și parcă mai normală. Aici sau acolo, la Atlanta sau în România, avem musafiri, sau la Seattle sau la Brașov, oriunde am fi, avem făgăduința binecuvântată că ochii lui Dumnezeu privesc peste noi. Așa cum spune Psalmul 11, începând cu versetul 4, Domnul este în templul Lui cel Sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Ce mare har să știm că acasă, în călătorie, oriunde am fi, suntem sub privirile Domnului. Însă, frați și surori, nu numai aceasta este făgăduința pe care o are Dumnezeu pentru noi și gândul meu și mă simt îndemnat de Domnul ca să întoarcem împreună și la marele proroc Isaia, la cartea prorocului Isaia, la capitolul 49, versetele 15 și 16, și aș vrea să citesc acest cuvânt, să fie pentru noi o întărire, să fie pentru noi un cuvânt de sprijin, prin orice vom trece în viața aceasta. Nu știu cum a fost săptămâna trecută, prin ce a trecut, însă aș vrea să nu uităm un lucru, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi ele, rămân în picioare, sunt da și amin. Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Isaia 49, 15 și 16. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Măriți să fie Domnul! Nu numai noi, dar și casele noastre și ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Toate sunt înaintea ochilor lui Dumnezeu care cercetează pământul și văd totul. Și este o mare întărire și o mare făgăduință pentru noi și o încredere astăzi, în această dimineață, în casa Domnului. Este bine să fim în locul acesta și așa cum fratele Beni Socaciu deja a vorbit multe lucruri frumoase și la ora de rugăciune s-au spus deosebite de frumoase lucruri în locul acesta, aș vrea să ne uităm la acești doi oameni care amândoi s-au suit la templu. Să dea Domnul ca și în veacul al 21-lea, la acest început de veac, tot mai mulți oameni să se suie la casa Domnului. Frați și surori, sunt puțini cei ce aleargă la casa Domnului și fratele amintea, sunt puțini cei ce iubesc și aleargă la rugăciune, iubesc rugăciunea. Acești doi oameni s-au suit la templu, amândoi au dorit să se roage, unul s-a întors, a ascultat. Aș dori ca în această dimineață toți să ne întoarcem ascultați. Rugăciunea noastră pe care am înălțat-o în taină înaintea Domnului, pentru cei dragi ai noștri, pentru copiii noștri, pentru cei ce călătoresc, pentru cei ce vor călători, toate rugăciunile acestea să fie ascultate de Domnul. Aș vrea să nu uităm un lucru, că n-am adus cu noi nimic în lumea aceasta, absolut nimic și nu vom duce nimic. Însă în această dimineață, ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă, câteva cuvinte pe care aș vrea să le împărtășesc cu ajutorul lui Dumnezeu și în urma rugăciunii voastre, că nu suntem unul mai bun decât celălalt și nu avem nimic, așa cum fratele spunea, ce avem fără să nu fi primit de la Domnul. Și aș vrea ca în măsura în care Dumnezeu mă va ajuta să împărtășim câteva cuvinte, pentru că ceea ce rămâne, frați și surori, aducem în lumea aceasta copilașii noștri. Și așa de mult aș vrea ca gândul nostru și atenția noastră să fie atrasă asupra lucrurilor ce vor rămâne. Nu ducem absolut cu noi nimic.
însă rămân copiii noștri în lumea aceasta. Și uitați-vă, o lume în care multe voci și pe multe căi. Le cunoaștem căile prin care lumea cheamă, însă să nu uite copiii noștri și să nu uite părinții și în mod special tații în această dimineață în casa Domnului, că este un alt glas, o altă chemare, este o altă voce care cheamă, este vocea lui Dumnezeu, este vocea Domnului Iisus Hristos care cheamă, care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este un glas, este o voce care răsună peste întreg universul și aș dori ca copiii noștri și noi și în această dimineață ca preoți în casele noastre, pentru că Petru spune așa de frumos: voi sunteți un neam sfânt, o preoție sfântă, un neam ales pe care Dumnezeu l-a chemat să vestească lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Doamne, ajută-ne ca peste toate vocile care răsună în univers, vocea lui Dumnezeu, aceea să o ascultăm, aceea să o asculte copiii noștri și rugăciunea noastră, așa cum spune Apostolul Pavel și ne îndeamnă și spune: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Așa să ne ajute Dumnezeu, frați și surori, și ideea predicii mele și a gândurilor mele este aceea de rugăciune, pentru că s-a vorbit de rugăciune în această dimineață și aș vrea să vă spun un lucru, că nu vom reuși să conducem familiile noastre spre părăția lui Dumnezeu numai atunci când în ordine va fi viața noastră. Pentru că nu poți să-l înveți pe dulgher meserie când tu nu o cunoști. Nu poți să-l înveți pe profesor cum să predea când tu nu ești profesor. Nu poți să-l înveți pe altul când nu cunoști tu. Nu poți să-l îndemni pe altul să meargă când nu te dai pe tine exemplu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Osia, capitolul 6 și versetul 4. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile și va veni la noi ca o ploaie de dimineață care udă pământul. Deci, frați și surori, primul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și El se revelează prin cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să-L cunoaștem pe El. Trebuie să stăpânim bine și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea noastră trebuie să fie în orice loc. Apoi, faptele noastre trebuie să însoțească credința noastră. Și apoi, frați și surori, după ce noi arde focul acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a trăi cu Domnul, să ne legăm de cer, să fim legați de Domnul, să dorim împărăția Lui mai mult decât orice, atunci și numai atunci vom fi destoinici și vom putea ca să instilăm în mintea copiilor noștri calea lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, despre Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că peste el se odihnea Duhul lui Dumnezeu, încât Domnul a luat din Duhul care era peste el și a pus peste 70 de bătrâni. Și omul acesta care a stat la sfat cu Dumnezeu, care a stat pe munte și poporul cât de curând și cât de repede a uitat și a spus: omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Omul acela nu era un om oarecare, ci era robul lui Dumnezeu, era Moise, care sta la sfat cu Dumnezeu și cât de repede a uitat ei. Însă mai era unul, mai tânăr, care nu se depărta nici zi și nici noapte din cortul întâlnirii. Și acesta era Iosua, frați și surori. El nu a fost la sfat când poporul a înduplecat pe Aron și l-a făcut să păcătuiască, făcându-le un vițel și spunând: iată, Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. El nu a fost acolo. Moise era la sfat cu Dumnezeu, tânărul slujitor era în cort și nu ieșea nici zi și nici noapte de acolo. De aceea a spus el poporului: voi nu veți putea să slujiți pe Dumnezeu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și le-a spus: voi nu veți putea să slujiți lui Dumnezeu. Însă despre el a spus: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Pentru că omul acesta stătea aproape de cortul întâlnirii. Omul acesta știa ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu. Și el a fost ales ca să treacă poporul Iordanul și să-L ducă în țara promisă. De aceea, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, cunoscând că acești doi oameni s-au suit la templu și s-au rugat fiecare în felul lui, însă numai unul a fost ascultat și acel care s-a smerit.
acel care și-a recunoscut păcatul, care a știut că nu este numai decât un om și nimic mai mult, acela s-a întors acasă, socotit neprihănit și a ascultat. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat toate resursele. Ne-a lăsat cuvântul Său, ne-a lăsat Duhul Său, ne-a învățat cum să ne rugăm când a spus, iată cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Să ne adresăm unui Dumnezeu ceresc, unui Tată ceresc. Și în cartea omului lui Dumnezeu Iosua, în primul capitol și versetul 8, ni se spune în felul următor, cartea aceasta legii, să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Frați și surori, dacă suntem sinceri cu noi înșine și medităm la acest cuvânt, vom realiza și vom admite că nu studiem îndeajuns cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l cercetăm îndeajuns. Și este resursa lăsată de Dumnezeu pentru noi și pentru casele noastre. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și Dumnezeu a dat porunci poporului și ne învață ce înseamnă ca această carte să nu se depărteze de gura noastră. Și iată ce ni se spune în Deuteronom, capitolul 6, versetele 6, 7, 8 și 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Asta înseamnă ca cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura noastră. Să vorbim despre ea mereu copiilor noștri. Să învățăm mereu când suntem acasă, când suntem în călătorie, să le scriem pe ușile, pe porțile casei. Mereu și mereu să vorbim copiilor noștri din cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să cugeți asupra ei zi și noapte? Și cunoaștem pe paginile Scripturii un om care făcea lucrul acesta, care cugeta ziua și noaptea la cuvântul lui Dumnezeu și nu a fost și cine altul dacă nu David. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 16 și versetul 7. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnul inima. Iată, frați și surori, cât de departe suntem de oamenii lui Dumnezeu, cât de departe suntem de Iosua, cât de departe suntem de David. Oamenii aceștia stăruiau asupra legii lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu ne-a vorbit la evrei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne-a vorbit în vechime prin Sfinții Săi proroci, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin însuși Fiul Său, prin care a făcut și veacurile. Frați și surori, ne-a vorbit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul Lui. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul s-a făcut trup. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ne-a vorbit prin însuși Fiul Său, prin care a făcut și veacurile. De aceea este bine ca ori de câte ori deschidem Cartea Sfântă, să înțelegem și să credem că chiar Domnul Iisus ne vorbește, că este cuvântul și El era cuvântul. Mărit să-i fie numele. De aceea, frați și surori, oamenii aceștia au iubit cuvântul lui Dumnezeu, l-au instilat în mintea copiilor lor, au făcut acest lucru, l-au făcut realistic, adevărat, au făcut lucrul acesta. Ei l-au făcut și aș vrea că în această dimineață când ne amintim din nou că Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți în casele noastre. Frați și surori, când noi vom ajunge la această statură de apropiere de Dumnezeu, când dorim împărăția lui Dumnezeu, când putem spune, vino Doamne Iisuse, când simțim că Duhul Sfânt ne umple
și iubim cuvântul lui Dumnezeu și stăm în rugăciune și ne ridicăm spre cer odată cu mâinile și inimile noastre și ne rugăm în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Când vom dori pe Domnul cu adevărat, numai atunci vom putea spune așa cum a spus Moise, ne ducem să ne închinăm în pustie, chiar dacă ne vei da animale pentru jertfă, nu vom lăsa nicio unghie în Egipt. Atunci când dorim pe Domnul cu adevărat, vom putea spune ca și Moise, nicio unghie în Egipt. Cu cât mai mult cei dragi ai noștri pentru care ne jertfim, le dăm ce este mai bun, îi iubim ca pe lumina ochiului. Sunt copiii noștri, sunt din noi, îi strigă și îi cheamă lumea, însă Dumnezeu îi cheamă, mai pe sus de orice voce. Și am vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să fie întipărit în mintea lor. Frați și surori, Dumnezeu ne-a lăsat multe resurse, nu numai cartea aceasta sfântă, ci Dumnezeu ne-a lăsat o resursă binecuvântată despre care Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni, comoara aceasta, neasemuită, o purtăm în niște vase de lut. Frați și surori, gândiți-vă la ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru biserică și nimeni nu se va putea justifica și nimeni nu va putea spune nimic referitor la resursele lăsate de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat nouă daruri ale Duhului Sfânt. A lăsat nouă însușiri ale roadei Duhului Sfânt. Frați și surori, sunteți în locul acesta oameni, bărbați și femei, cărora Dumnezeu vă științează în vis de noapte și vedenii de noapte și este o mare binecuvântare și îl slăvim pe Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu ne poate vorbi prin vedenii dumnezeiești, Dumnezeu ne poate vorbi prin glas profetic. Sunt cele nouă daruri pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru biserică. Poate să fie în locul acesta dar de a vorbi despre înțelepciune, despre cunoștință, darul credinței, darul tămăduirilor, puterea să facă minuni, darul limbilor, al tălmăcirii limbilor. Este roada Duhului Sfânt, resursele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru biserică. Și nu putem să ne justificăm, să spunem că nu avem resurse, că avem din belșug, frați și surori. De aceea Dumnezeu se uită la noi și ne vede sărăcia, ne vede neputința, ne vede starea noastră de necunoștință, de lipsă de ungere cerească. Ne vede că de multe ori lipsesc faptele și aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să privim la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu referitor la fapte. Deci rugăciunea nu trebuie să lipsească în cămin. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt trebuie să fie peste noi, să putem spune și noi ca David, paharul meu este plin de dă peste el. Așa spunea omul lui Dumnezeu acest împărat, care avea atâtea obligații față de curte, față de popor, care judeca întreg poporul și avea timp să stea de vorbă cu Domnul și paharul lui să spună, să rămână pentru posteritate, pentru milenii, aceste cuvinte ale împăratului David, căci paharul lui este plin că dă peste el. Apoi aș vrea să vorbim în al treilea rând despre faptele care trebuie să ne însoțească. Iacov ne spune foarte clar în epistola sa, în capitolul 2 și 26, căci după cum trupul fără duh este mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Și am rămas uimit, de-a dreptul uimit să văd că Dumnezeu va judeca pe toți oamenii, pe cei care vor ajunge în ziua mare, în ziua de apoi a judecății, când toți oamenii vor fi judecați. Vor fi judecați după faptele lor. Noi, biserica, vom fi răsplătiți după faptele noastre. Și aș vrea să ne uităm în cuvântul acesta sfânt al lui Dumnezeu, al Evangheliei, să vedem ce ne spune Domnul Iisus însuși. Matei, capitolul 16 și versetul 27. Dacă binevoiți, deschideți împreună cu mine la Matei, capitolul 16 și versetul 27, să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos când vorbește cu ucenicii săi. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după fapta Lui. Iar în Apocalipsa 20 cu 12 și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.
În aceeași carte, Apocalipsa, capitolul 22 și versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dumnezeu va răsplăti tuturor după faptele lor. De aceea spune apostolul Iacov, arată-mi credința ta care nu vine din fapte și eu îți voi arăta credința mea în urma faptelor. Este foarte important ca după ce cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, după ce stăm și petrecem în rugăciune, să lăsăm pe Duhul Sfânt să rodească noi. Să avem și fapte, frați și surori, pentru că Dumnezeu va judeca pe toți oamenii și va răsplăti pe toți după faptele lor. De aceea este așa de necesar ca să înțelegem aceste lucruri. Însă mai spune apostolul Pavel în epistola către Tit un cuvânt și aș vrea să-l citesc și pe acesta ca să înțelegem mai bine lucrurile. Tit, capitolul 3, versetul 4, 5 și 6. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să-I fie numele. Aceste fapte la care se referă cuvântul lui Dumnezeu nu sunt faptele noastre făcute în neprihănire pentru care ne-a mântuit Domnul, pentru care ne-a spălat cu sângele Lui, pentru care ne-a primit, ne-a iertat și ne-a mântuit. Este vorba de faptele făcute înainte de a fi mântuiți, frați și surori. Nu pentru vrednicia omului, nu pentru faptele făcute în neprihănire, nu pentru binele pe care l-am făcut, nu pentru aceea ne-a mântuit, ne-a chemat din lume, din întuneric la lumină, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea sângelui și anoirii făcute de Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Deci sunt două lucruri separate. Unele fapte se referă la faptele făcute înainte de a fi mântuiți. Și aș dori ca Domnul Iisus Hristos să întipărească aceste cuvinte în mintea noastră, să binecuvinteze întreaga adunare, să binecuvinteze copiii noștri. Și gândul meu, să știți că de multe ori se duce la ceea ce ne este mai drag. Și fiecare suntem la fel. Ne gândim la copiii noștri și mi-am amintit încă din zilele tinereții când eram în România și mă gândesc dacă și astăzi la școală mai sunt învățați copiii acea povestioară pe care o cunoaștem poate cei mai mulți din locul acesta, care a marcat, cred că pe fiecare copil, cel puțin pe mine m-a marcat foarte mult și n-am uitat-o nici astăzi. Era vorba de acel pui cu aripa frântă. Când s-a apropiat toamna și stolul de păsări și-au luat zborul spre țările calde, el avea aripa frântă, aripa ruptă și nu a putut să plece și a venit iarna și a trebuit să îndure frigul iernii. Și în această dimineață, când sărbătorim și ziua Tatălui, aș vrea să ne gândim la copiii noștri, la fetele noastre, la băieții noștri, că nu vrem să plecăm fără ei, frați și surori. Să nu rămână nici unul în urma noastră. Dacă noi nu putem, este cineva care poate. De aceea încredințăm în brațul puternic al lui Dumnezeu. Nu vreau ca niciun copil al meu să rămână. Nu vreau să nu rămână niciun copil al dumneavoastră să nu rămână în locul acesta, să nu rămână în lumea aceasta. Și atunci când va veni Domnul, toți să ne luăm zborul. Și spune prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, Isaia, în unul din capitolele pe care le-a scris el, cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Aceasta este biserica. Aceasta este mireasa, aceștia sunt sfinții și aș vrea ca în ziua glorioasă a revenirii Mântuitorului, împreună cu soțiile noastre, surorile din loc, împreună cu soții lor, împreună cu copiii noștri, toți, ca niște nori, ca niște porumbei, să ne luăm zborul, să-L întâlnim pe Domnul în cer, frați și surori, în nori, să fim pururea cu Domnul și pentru aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, stăruința în rugăciune, ungerea Duhului Sfânt și apoi faptele. Pentru că Dumnezeu ne va judeca după faptele noastre. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii noștri. Să-i țină aproape de Domnul, să li se reveleze, să le vorbească direct, să-i cheme și ei să răspundă chemării cerești. Măriți și binecuvântați să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Este bine să fiu în casa Domnului în dimineața aceasta și să ne săturăm sufletele noastre din cuvântul lui Dumnezeu.
Și mă rog ca Domnul să deschidă inimile noastre și să ne întrebăm fiecare, oare ce îmi vorbește mie Dumnezeu astăzi? Ce învăț eu din lucrul acesta? Spunea fratele Dinu că trebuie să mai facem o colectă și vreau să facem această colectă. Fratele Sami Herman a venit la mine dimineața și mi-a spus, așa cum anunțeam și duminica trecută, că câteva familii pleacă în România. Însă astăzi am aflat că sunt mult mai mult decât mă gândeam și vor să meargă acolo într-o misiune. Și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Am primit aici o listă de frați care merg acolo. Merg într-o misiune la Agnita, în județul Sibiu. Acolo este pastor fratele Cosmin Avram. Îl știți, a fost la noi în biserică, a fost pastor la Atlanta și acum, de o perioadă, s-a mutat înapoi în România. Zilele trecute vorbeam cu fratele Lucaci și chiar vorbeam de el. Mi-a spus fratele Lucaci că face o treabă foarte bună acolo lângă Sibiu și biserica din Atlanta îi ajută și Domnul să-i binecuvinteze. Familia Bule, Lenuța și Stephanie pleacă în România, familia Spâng, Adrian și Melania cu copiii, Elizabeta Sabo, Rebecca Gomboș, familia Herman, Sami și Dana și familiile acestea ne rogă ca să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i ocrotească, Amin. Dumnezeu să-i păzească și Dumnezeu să fie cu ei acolo. Amin. Însă frații vor ca și biserica să-i ajute. Spunea că unii duminica trecută i-a încercat să-i ajute și fratele Sami era surprins câți au contribuit. Și a venit la mine și a spus că dacă vreau să anunț ca să cine mai vor să ajute, să ia contactul cu ei. M-am gândit că este bine să ajutăm cu toții. De aceea să facem o colectă și toți cei care vor mai mult să dea, să ia legătura cu casierul bisericii, cu frații care pleacă și Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să ne folosească pe noi aici, ca lucrarea Lui să crească în România. Acolo sunt mulți care au nevoie de Hristos. El într-un sat, aproape de Sibiu, a început foarte, foarte puțin, o biserică mică, însă am înțeles că tot mai mulți se pocăiesc acolo. A luat tineri care i-a învolvat să cânte și părinților acum la biserică. Fratele Luca ce îmi spune lucrul acestea, că face o lucrare foarte bună, Dumnezeu să-i binecuvinteze. De aceea vă invit în picioare, rog să cântăm o cântare în comun cu toții și să facem această colectă ca să ajutăm lucrarea Domnului de acolo din România. Sfârșitul veacului trăim, cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer primim, nu e mult și bine Domnul chiar la noi. El vine iar, ce fericire ne-ai grăit.
Vino, Doamne Iisuse! Amin. Domnul să asculte rugăciunea noastră și să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fie obiectivul principal al vieții noastre, așteptarea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune și să aducem aceste familii care pleacă în România înaintea Domnului. Drumurile sunt primejdioase, stau mai mult acolo, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească, Dumnezeu să-i păzească și Dumnezeu să folosească tot mai mult în vestirea cuvântului Lui, cu vorba, cu fapta, cu tot ceea ce Dumnezeu le pune pe inimă, cu toții. Ne rugăm și îi aducem înaintea Domnului ca Dumnezeu să-i ocrotească. Amin. Amin. Doamne, venim înaintea Ta Doamne, Tată din în aceste ceruri, momente Doamne, și îți mulțumim. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Domnul Iisus Hristos a dat multe învățături când era pe pământ și le vorbea oamenilor de multe ori în pilde. În această dimineață avem o pildă foarte cunoscută de noi și aș vrea ca această pildă să ne vorbească nouă. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la audiența la care le vorbea și în funcție de audiența care o avea în față, le spunea anumite pilde ca să-i facă să priceapă, să facă să înțeleagă. Primul verset care s-a citit în dimineața aceasta din textul nostru este versetul 9 care spune că a mai spus și pilda aceasta. Înseamnă că înainte de pilda aceasta a spus și alte pilde. Și dacă ne uităm în versetul 1 din capitolul 18, Domnul Iisus Hristos spune pilda judecătorului nedrept. Și știm că era acest judecător nedrept la care se ducea o femeie tot timpul să-i facă dreptate în treabă cu pârâșul ei. Și omul acesta spune că nu vrea să-i facă dreptate. Pur și simplu nu vrea să-i facă dreptate, însă femeia aceasta nu a renunțat. Tot timpul se ducea și îi bătea capul. Și îi spune până la urmă, cu toate câte oameni nu mă tem, de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, ca să nu îmi bată capul toată ziua femeia aceasta, am să-i fac dreptate în treabă cu pârâșul ei. Și Domnul Iisus Hristos a spus, vedeți ce a făcut judecătorul acesta, ce a zis el, cu cât mai mult Tatăl nostru nu va face dreptate aleșilor lui care strigă spre el, zi și noapte. Adevărat vă spun că va face dreptate în curând, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a arătat rugăciunea acestei femei, insistența ei și cum a primit răspuns datorită insistenței ei și apoi urmează această altă pildă. Și a spus această pildă, a mai spus și pilda aceasta pentru unii. Deci n-a fost pentru toți.
Cum vă spuneam, Domnul Iisus Hristos își cunoștea audiența. Și a spus pentru unii pilda aceasta. Și mă rog ca pilda aceasta să nu ne vorbească, să nu fie niciunul dintre noi care să ne vorbească nouă. Dar dacă este, să învățăm din ea. A spus-o pentru unii care se încredeau în ei însăși. Și ce se credea în ei? Se încredeau ei însăși că sunt neprihăniți. Vă dați seama? Nu știu care este atitudinea noastră a fiecăruia. Dumnezeu ne cunoaște inimile. S-aș vrea să ne vedem, să ne uităm în oglinda inimii noastre și să vedem cum ne clasăm noi pe noi înșine. Oamenii aceștia se credeau în ei că sunt neprihăniți. Aș vrea ca toți să fim neprihăniți. Doamne, ajută-ne să fim neprihăniți, dar să nu ne încredem în neprihănirea noastră. Să nu ne încredem în neprihănirea noastră. Oamenii aceștia se încredeau în ei că sunt neprihăniți și mai făceau ceva. Disprețuiau pe ceilalți. It's even worse. You know what I mean? După ce că te încrezi că ești cineva și nu ești nimic, ca practic, spune Apostolul Pavel, orice nu ești nimic, disprețuiești pe celălalt care e lângă tine și poate că ăla e mai bun decât tine. Însă în orbirea ta spirituală, tu te crezi că ești la cel mai înalt apogeu, așa cum spunea fratele Beni. Ce părere bună avem noi despre noi. Că suntem noi de buni, extraordinari. Nu-i nimeni ca noi, la nivelul nostru nu-i nimeni. Doamne, ai milă! Să nu fie nimeni la nivelul nostru, dar noi să nu știm, noi să fim smeriți. Fariseul acesta stătea în picioare și se ruga. În sine, auziți? Se ruga în sine. Nu se ruga cu voce tare. Însă Hristos știa ce se roagă. Știa ce spune. Se ruga în sine. Și mulțumea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Ce bun sunt eu! Postesc de două ori pe săptămână. Eu mă rog și încă mă rog în picioare ca să mă vadă toți. Vezi, Domnul Iisus Hristos spune că farisei aceștia stăteau la colțuri de stradă, stăteau în picioare și se rugau ca să fie văzuți de oameni, că ei se roagă. E bine să ne rugăm în public, dar cel mai bine să ne rugăm acasă, în odăița noastră. Și tu când te rogi, spune Domnul Iisus Hristos, intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns, care este în ascuns și care vede în ascuns. Să practicăm rugăciunea, fraților, nu numai în biserică. Să practicăm rugăciunea acasă, să practicăm rugăciunea la lucru. Să practicăm rugăciunea pe car. Viața noastră să fie o viață de rugăciune. Și să nu uităm că rugăciunea este o atitudine de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să venim cu această atitudine smeriți înaintea lui Dumnezeu. Nu venim cu atitudine de aroganță, că poruncim noi la Dumnezeu ce să facă. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ce să facă. Noi cerem lui Dumnezeu ce să facă și voia lui să se facă. Aceasta este rugăciunea care ne învață Domnul Iisus Hristos ca să o facem. Doamne ajută-ne ca niciunul să nu fim așa ca fariseul acesta. Amin? Și să învățăm în această dimineață de la acest om care era un vameș, era pleava societății, desconsiderați de toți, oameni care luau mită, care probabil furau, făceau toate lucrurile. Însă omul acesta s-a dus în templu, în casa lui Dumnezeu, care este și este destinată pentru totdeauna o casă de rugăciune. Casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune cât vor ținea vremurile. Omul acesta s-a dus în casa lui Dumnezeu. Și acolo s-a analizat. Când venim în casa lui Dumnezeu, este bine și trebuie să ne analizăm, să ne verificăm, să ne cercetăm pe noi înșine. Și când s-a analizat, când s-a verificat, și-a dat omul seama că este un om păcătos, un om greșit. Vameșul acesta stătea deoparte și nu îndrăznea
nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Slăvit să fie Dumnezeu! Dați-mi aere cât am crede noi că suntem de neprieniți. Rugăciunea aceasta putem să o spunem cu toții. Ai milă de mine, Dumnezeule, păcătosul. Pentru că nici unul, fraților, nu suntem fără păcat. Toți păcătuim. De multe ori să știm că am păcătuit, de multe ori nu știm că am păcătuit. De multe ori putem să facem un bine și nu l-am făcut și am făcut un rău. Păcătuim în multe feluri, de aceea este corect întotdeauna să zicem: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. O astfel de rugăciune, o astfel de atitudine este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, El a continuat și a spus: Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s-a cotit neprihănit decât celălalt. Decât acela care se încrede în El, că e neprihănit, că e bun, că El e mai sfânt de tot, ca toți, că El se roagă mai mult decât toți, că postește mai mult decât toți. Omul acesta a fost socotit neprihănit de Dumnezeu și a fost socotit neprihănit de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi urmează concluzia. Căci oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește va fi înălțat, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea să învățăm în această dimineață concluzia acestei pilde. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Smeriți-vă dar sub mâna puternică a lui Dumnezeu, că la vremea potrivită El să vă înalțe. Nu eu să mă înalț, nu tu să te înalți, El să ne înalțe. Atunci când Dumnezeu te înalță, ești binecuvântat. Însă atunci când tu te înalți, Dumnezeu te smerește, pentru că cine se înalță va fi smerit. De aceea este bine ca să ducem o viață smerită înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vrem să fim înălțați în ziua aceea când va veni Domnul Iisus Hristos. Asta o așteptăm. Cântăm mult și dorim să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Însă aș vrea să ne întrebăm în această dimineață dacă pentru această glorioasă zi suntem noi gata. Suntem noi pregătiți. Dacă într-adevăr dorim această zi, am putea să spunem din toată inima: vino Doamne Iisuse? Fraților, doresc ziua Domnului să vină. Și doresc să vină astăzi. Apostolul Pavel vroia să se dezbrace de trupul acesta. Vreau să mă dezbrac de el ca să fiu acasă cu Domnul. Dorința asta trebuie să fie în toți adevărații credincioși. Să fim cu Domnul. Să fim acasă la El. Aici suntem pentru o vreme. Pentru un timp scurt. Și timpul acesta scurt este în exclusivitate pentru noi să ne pregătim pentru ziua cea mare. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Că nu suntem aici pentru totdeauna. Suntem doar pentru o vreme. Ce facem în vremea aceasta? Cu ce ne ocupăm? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Să spunem la ora de rugăciune, fugim, alergăm, ne zbatem pentru lucrurile vieții de aici. Parcă aici stăm veșnic, fraților, nu aici stăm veșnic, aici suntem trecători. De aceea să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne verificăm modul nostru de viață, modul nostru de trăire, modul nostru de rugăciune. Cum ne rugăm? Să învățăm de la oamenii aceștia. Să învățăm de la pilda aceasta. Nu știu pentru cine a spus-o. Domnul Iisus a spus că a spus-o pentru unii. Fiecare să ne verificăm, să vedem. Ne-a spus-o pentru mine? S-a spus-o pentru tine? Și Domnul să ne ajute ca să învățăm din pilda aceasta cum să ne rugăm și să învățăm să ne smerim înaintea Lui ca să fim înălțați. Și Domnul să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta. Doresc ca Domnul să binecuvinteze întreaga biserică.
Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze astăzi toți tații din biserică. Amin? Amin. Este Father's Day în America. Și spunea la soție ieri, o alt zic Father's Day and Mother's Day, it's every day. Amin? Doamne ajută-ne! Father's Day and Mother's Day, it's every day. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta o dată pe an? Every day, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute ca să respectăm părinții noștri, mamele noastre, tații noștri și să le dăm respectul necesar, cuvenit lor. Onoarea, mai mult decât respect, să-i onorăm, să-i cinstim. Și aș vrea să facem o rugăciune în această zi, la sfârșitul acestei slujbe, în mod special să ne rugăm pentru tați. Și acum ne-am rugat pentru mame, aș vrea să ne rugăm pentru tați. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate fizică, cu sănătate spirituală, să conducă familiile lor spre împărăția lui Dumnezeu. Să fie niște exemple vrednice de urmat de cei din casa lor. Avem o datorie ca și tată, ca și mamă, ca să rămânem un exemplu pentru copiii noștri, să spună, așa a fost tata, așa a fost mama, părinți care au lăsat un exemplu bun pentru copiii lor, care v-au urmărit toată viața. De aceea să ne verificăm cum trăim în familie. Că în biserică toți sunt pocăiți, însă în familie. Ce văd copiii, ce văd nepoții în noi, fiecare din noi. Doamne, ajută-ne să fim niște familii puternice. Că numai așa vom avea o societate puternică. Vedeți în ce vremuri trăim, în ce lupte trăim. Domnul să binecuvinteze familia. Să ne rugăm așa cum am întins dimineață, ca Dumnezeu să dea înțelepciune celor din Suprim Cort, care vor face această decizie de ocrotire a familiei. Însă, oricum ar ieși, noi ca biserică avem datoria aceasta să păstrăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit în picioare și haideți cu toții să facem această rugăciune, să cerem din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții, tații și copiii și să se facă această unitate, așa cum s-a amintit astăzi. Să se întoarcă inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, ca la ziua venirii Domnului Iisus Hristos să avem parte de binecuvântările pe care El le va aduce. Cu toții ne rugăm și încredințăm pe toți părinții, tații, în mâna Domnului nostru Iisus Hristos. Venim, Doamne, Tată din cerul, Doamne, venim înaintea Ta, Te slăvesc pe Tine și Te binecuvânt și Te înalți pe Tine, Tată din cerul, și îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul nostru. Tot este goș și descoperit.